Din cei aproape 2000 de candidați care trebuiau să participe la sesiunea de toamnă a examenului de bacalaureat, până la urmă au ajuns în sălile de curs doar puțin peste 1000. Probele din toamnă le-au dat din nou bătăi de cap celor înscriși la examen. Înainte de a fi depuse primele contestații, rezultatele arătau astfel. Pe județul meu Dinți avem din totalul de 1714 elevi înscriși, prezenți 1418, iar din cei prezenți, deci din aceștia 1418, doar 225 au reușit, însemnând un procent de 15,87 înainte de etapa de contestații, care înseamnă astăzi depunerea contestațiilor și rezolvarea lor mâine și poimâine, deci 3-4, iar pe 5 afișarea rezultatelor finale. Părerea mea este că, din nou, elevii au crezut că poate au noroc și trec fără să se pregătească. Părerea mea este că singura condiție ca să promoveze examenul este să se pregătească. Și iată că n-au înțeles nici data aceasta. Dintre aceștia, cei mai mulți au reușit să promoveze, fiind înscriși la cursurile de zi. Anul acesta, cei mai mulți elevi care au reușit să promoveze examenul de bacalaureat din această toamnă sunt cei care s-au înscris la cursurile de zi. Mult mai puțin sunt cei care au reușit să promoveze, cei care studiază la seral sau la fără frecvență. Ministerul Educației Naționale a centralizat ieri până la ora 21 peste 90% din rezultatele înregistrate de candidații care au susținut examenul de bacalaureat 2013, sesiunea august-septembrie. Potrivit acestei centralizări parțiale, 20,7% dintre candidați au reușit să obțină media de promovare a examenului. Soluționarea contestațiilor este programată în zilele de 3 și 4 septembrie, iar rezultatele finale vor fi făcute publice joi, 5 septembrie.